Vizita unui ambasador al unei țări importante, atât ca piață de desfacere, dar și ca furnizor de materii prime, într-un oraș precum Piatra Neamț, poate fi punctul de plecare al unor viitoare colaborări. Excelența sa, domnul Rahul Srivastava, ambasadorul Indiei în România, a vizitat două dintre cele mai importante societăți comerciale de pe raza municipiului, ADF Prod și Euroem, precum și Comesesa, care își desfășoară activitatea pe fosta platformă industrială de la Săvinești. Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat scurt invitație de a participa la această scurtă declarație de presă. În primul rând îi mulțumesc excelenței sale domnului ambasador al Indiei, Rahul Srivastava, care a onorat invitația noastră de a veni în Piatra Neamț pentru a discuta despre o serie de oportunități. Am discutat în aceste două zile trei teme principale. În primul rând, un sprijin pe partea educațională, un program de colaborare prin care absolvenți din Piatra Neamț, absolvenți de liceu care doresc să urmărească studiile universitare sau postuniversitare la universități din India vor beneficia de o serie de burse de studiu. Practic, guvernul indian acoperind aproape integral costurile de școlarizare integral, rămânând doar partea de deplasare cu avionul, de exemplu, care trebuie să le acopere participanții, bursierii, să zicem. În al doilea rând, vrem să intensificăm relațiile comerciale dintre țara noastră și, în special, zona metropolitană Piatra Neamț și furnizori din India sau clienți finali din India. Și, în acest sens, am efectuat zilele acestea o serie de întâlniri cu companii care utilizează, pe de o parte, materii prime provenind din India, și pe de altă parte vom intensifica o campanie de promovare mediată, intermediată de excelența sa. Nu în ultimul rând, considerând că India este una dintre țările cu impact global și cu creștere exponențială a importanței în ceea ce privește competențele digitale și lumea startup-urilor, comunitățile de startup și comunitățile de IT-iști. Am efectuat și o vizită la Rubik Hub, având acest obiectiv de a conecta acest segment care este în plină dezvoltare și în Piatra Neamț și vrem să-i conectăm cu mentori, cu comunități de startup din India, de asemenea cu ajutorul excelenței sale. Am să ofer mai departe cuvântul domnului ambasador și vă stăm la dispoziție, dacă se poate, pentru puține întrebări. Ok, the mayor has covered most of the areas that we discussed and we decided in the last two days. Pentru că orașul Piatra Neamț este împărțit cu orașe din mai multe țări, dar nu și din India. So we will find out what Siddhupur city is a counterpart for Piatra Neamț in India. De aceea voi gândi la un oraș care ar fi potrivit din India pentru a fi împărțit cu orașul Piatra Neamț. The second thing we also discussed is people-to-people exchanges, maybe some cooperation between the schools of Piatra Neamț and India. De asemenea, am discutat despre schimburi de experiență de la om la om, posibile schimburi între unitățile de învățământ din Piatra Neamț și din India. And what pleased me coming to Piatra Neamț is India is not an unfamiliar country here. Ceea ce mi-a plăcut să descoper la Piatra Neamț este că India nu este o țară necunoscută pentru oamenii de aici. So every company that we went to, there is some association already with India. Și la fiecare dintre companiile pe care le-am vizitat, am găsit o asociere cu India. So I will be in touch with all these companies and we'll see how we can strengthen our economic cooperation with Piatra Neamț. Vom menține legătura cu toate aceste companii și vom vedea cum vom putea colabora și pe viitor. And finally, I would like to thank a lot the mayor. În final, aș vrea să-i mulțumesc foarte mult domnului primar. He has been taking the interest right from the beginning of the visit. A fost foarte interesat și implicat chiar de la începutul vizitei. Because he was the one who was also in touch with my office, discussing the logistics of the visit. Pentru că dumneavoastră este cel care
care a ținut legătura cu cabinetul meu pentru stabilirea detaliilor legate de vizită. And it is an honor for me that he has accompanied me right from the beginning of the visit till the end. Și a fost o onoare pentru mine faptul că m-a însoțit pe tot parcursul vizitei de la început până la final. Piatra Neamț has a very energetic mayor. Deci asta înseamnă că orașul Piatra Neamț are un primar plin de energie. That is good for Piatra Neamț and also for Piatra Neamț and India. Asta e bine și pentru Piatra Neamț și pentru India. Mulțumesc foarte mult. India le furnizează în toată lumea și am zis că e cel mai potrivit moment să profităm de vizita domnului ambasador pentru a spune și lumii întregi că la Piatra Neamț avem o fabrică de ferestre care livrează în toate lumea. Da, și consumă foarte mult oțel, cel mai probabil la toți. Stăm cerca aici, nu? Unde mai umbră? După soare,